Bună ziua! Revenim cu prezentarea incubatoarelor produse de clocitura ideală și setările necesare pentru o incubație cât mai bună. Astăzi vă prezentăm un incubator de 704 ouă găină sau gâscă, rață, curcă, prepeliță. În incubatoarele noastre avem site diferite, atât pentru ouăle de gâscă, cât și pentru ouăle de găină, rață, prepeliță. Incubatorul vine echipat cu un rând de site de incubație care are nevoie clientul și un rând de lăs de ecloziune. În ziua 18, de exemplu, incubatorul se transformă din incubator în eclozor. Se oprește sistemul de întoarcere al ouălor și acestea vor fi transferate în aceste lăs de ecloziune. Să pornim incubatorul, să facem setări, să puteți învăța cum facem setări la acest model. Siguranța albastră pornește incubatorul. Apăsăm săgeată în jos să oprim alarma. Am oprit doar sunetul. Alarma rămâne după cum se vede pe ecran, deoarece nu avem temperatura necesară pe care noi am setat-o în incubator. Pe ecranele de jos avem 37, 8 și 60 temperatura și umiditatea setate din fabrică. În partea de sus avem temperatura și umiditatea pe care incubatorul le măsoară în acest moment. Pentru incubarea ouălor de găină, se apasă butonul SET. Temperatura de incubație este 37,8. Setăm, dăm OK. După care apăsăm 57, scădem la 57, dăm OK. Acum, setăm timpul de întoarcere al ouălor. Apăsăm SET și săgeată în jos, concomitent. Apare butonul, parametrul F1. La 90 de minute se întorc ouăle. Dăm OK. 180 de secunde intră curent în acest motoraj pentru întoarcerea ouălor. Dăm OK. Din 2 în 2 ore pornește ventilatorul negru pentru evacuarea aerului viciat. Dăm OK. Și la F4 trebuie setat 10 secunde. 10 secunde va da afară incubatorul aerul viciat. În rest, ceilalți parametri rămâne schimbați, nu setăm nimic. Acum apăsăm SET și săgeată în sus, concomitent, și apar următorii parametri. P1 este parametru care ne arată la cât pornește alarma pentru temperatură superioară. Dăm OK. 38.00 este temperatura la care pornește acest ventilator să nu lase incubatorul să se supraîncălzească. Apăsăm 38.1. Dăm din nou SET, că colegul a greșit. SET și săgeată în sus. Dăm OK. Și la P2 setăm 38.1. Dăm OK. Ceilalți parametri rămâne schimbat și dăm OK până ajungem la P9. P9 este parametrul care îl setăm pentru a porni sistemul de umiditate. Îl punem 55. Dăm OK. OK. Tava de apă se pune cu partea cu latura mică spre ușă și rezistența spre spate. Avem acel ștecher care se conectează la priză. Priza primește curent doar în momentul în care umiditatea a scăzut la 55%. Până atunci nu avem curent în acea priză. Dacă apa este dură și calcaroasă, la câteva zile, din 5-5 zile, ar fi bine să fie curățat umidificatorul pentru a nu se bloca. După ce au trecut cele 18 zile în care incubatorul își face parametrii de incubație și întoarcere automată, incubatorul se transformă în eclozor. Pentru a verifica întoarcerea ouălor, se apasă butonul săgeată în sus. Ținem apăsat concomitent și ouăle se întorc. În momentul când dorim să transformăm incubatorul în eclozor, ouăle vor fi înclinate în față sau în spate. Nu putem să punem ouăle în această poziție în lăzi. De aceea, întâi aducem ouăle la drept cu butonul săgeată în sus. Ele revin la poziția orizontală, ținem apăsat până ajung la poziția orizontală. Oprim incubatorul, scoatem sitele cu ouă, transferăm ouăle manual în lăzile de ecloziune culcate, după ce am făcut și mirajul lor. Ideal ar fi să facem mirajul în ziua 18, ca ouăle limpezi să nu rămână în incubator.
Și în locul sitelor de incubație vom pune lăzile de ecloziune. Fiecare etaj, la acest model, fiecare etaj are câte două lăzi de ecloziune. La IP2S, IP3S și IP4S, lăzile sunt în metal și va avea fiecare etaj câte o ladă de ecloziune. După ce am așezat ouăle lăzile de ecloziune, se închide ușa și pornim din nou incubatorul. Și facem următoarele setări pentru ouăle de găină, de exemplu. Set. Oprim alarma, apăsăm set, temperatura de ecloziune 37,5, dăm OK și umiditatea o ridicăm la 73%. Dăm OK. Acum, set și săgeată în jos, F1. Trebuie să setăm neapărat 0 aici, să nu se mai întoarcă ouăle. Punem 0. După ce am setat F1 0, nu mai putem mișca ouăle, chiar dacă apăsăm butonul săgeată în sus. Ceilalți parametri nu mai umblăm la ei, rămân setați cum au fost la incubație. Apăsăm set și săgeată în sus. P2, alarma superioară, dăm OK, iar la P3 ridicăm la 37,8. Nu, dăm set, scuze. Set și săgeată în sus. P1. Dăm OK, iar la P2, 37,8. Să nu se supraîncălzească ouăle. Dacă temperatura în incubator ajunge la 37,8, ventilatorul din partea dreaptă dă afară aerul și introduce aer proaspăt. Dăm OK, până la P9. Ceilalți parametri nu umblăm, nu setăm nimic la ei, nu-i modificăm. Iar la P9, valoarea la care pornește rezistența și umidificatorul va fi 71. Avem un hidreze de 2%. Ok. Deci la 71% pornește rezistența, la 73% se oprește. Pentru o incubație perfectă, vă rugăm ca ouăle să rămână în incubator până în ziua 21, iar puii să fie recoltați la sfârșitul zilei 21. Ori de câte ori deschidem ușa pentru a colecta pui, noi introducem oxigen în incubator, și puii vor fi leneși, vor respira aerul care noi l-am introdus în incubator și vor rămâne în coajă. De aceea rămân mulți pui în coajă cu ciocul scos afară și pui morți. Puii se colectează doar la sfârșitul zilei 21 și în incubatoarele industriale nimeni nu deschide ușa decât în ziua 21 și colectează peste 95% din puii ieșiți din ouă. Vă dorim succes, vă mulțumim că ați ales produsele noastre și vă așteptăm cu noi comenzi.